Salutare, dragilor și dragilor! Ridurile, eterna problemă a fiecarei femei, indiferent de vârstă, indiferent de statut social. Astăzi vă arăt o minunăție de cremă. Cremă mască. Fiecare o ia în felul în care își dorește, ca atare. Eu o folosesc ca și cremă, pentru că nu o spăl. În general o aplic seara. Dar pentru cine își dorește, poate să o spele după o anumită perioadă de timp. Rețeta asta am învățat-o de la o marochină. După cum se știe, locurile în care am locuit eu au fost foarte multe persoane, inclusiv venite din Maroc și din absolut toate colțurile lumii. Și am fost uimită de faptul că ea nu avea nici un rid. Chiar dacă avea o anumită vârstă, nici măcar ridurile de expresie. Și atunci am întrebat-o câteva dintre secretele pe care le folosește ea. Iar asta este una dintre ele. Avem nevoie de foarte puține ingrediente, foarte simple. E un amestec extraordinar de simplu, dar care vă ajută să aveți un ten absolut fantastic. Ca idee, avem nevoie de un vas, avem nevoie de ulei din semințe de sâmbul, cred că e ultimul pe care l-am, se găsește în absolut orice supermarket, o capsulă de vitamina E, amidon de porumb alimentar, și eu o să mai folosesc o picătură de ulei de salvie. Puteți să folosiți ulei de tămâie în loc sau ulei de lavandă. Aici am niște apă de trandafiri. Este o infuzie de trandafiri fierbinte. A fost adusă la punctul de fierbere. Dacă nu aveți apă de trandafir, puteți să folosiți apă de mușețel sau puteți să folosiți apă distilată fierbinte. Ideea este să ajungă aproape de punctul de fierbere, să fie fierbinte. Pentru că altfel nu se leagă amestecul nostru. Punem o lingură rasă de amidon. Și trei linguri de apă de trandafiri fierbinte. Este foarte important să fie fierbinte, pentru că altfel nu o să se lege amestecul pe care îl avem noi aici. Continuăm să amestecăm cu lingura. Chiar dacă vi se pare că este foarte subțire, nu mai adăugați lichid, pentru că ea se va îngroșa. Important este să fie apa foarte fierbinte. Acum adăugăm o linguriță de ulei de semințe de struguri și amestecăm foarte bine. În așa fel încât să se înglobeze în amidonul nostru. Perfect, are consistența dorită, o tipologie de aracet și adăugăm și câteva picături de glicerină vegetală. Pentru cine nu are, o poate omite, dar ajută la păstrarea elasticității cât mai mult timp. Și luăm ustensilele nefolositoare de aici și înțepăm o capsulă de vitamina E pe care o picurăm în amestecul nostru. Amestecăm.
Asta este consistența pe care trebuie să o aibă. Adăugăm și o picătură de ulei esențial de salvie. Perfect. O mai putem lăsa să se așeze. Sau cu o pensulă o putem aplica pentru cine o dorește mai densă, mai poate adăuga puțin amidon. Dar ea este suficient de groasă, chiar dacă nu pare. Se aplică pe tenul curat. O să aibă tendința de a forma grunji, dar ia uitați. Se absorbe foarte, foarte fain în piele. Ia uitați ce fain se absorbe. Și curăță extraordinar de fain. Amidonul de porumb dă o textură de catifia. Ia uitați. Minunată. Sper că focalizează așa. Absolut, absolut minunată. Crema noastră nu se poate păstra foarte mult timp la frigider, deci preparați o cantitate mică pe care o aplicați seara cel mai bine pentru că poate să acționeze. Dar amestecul ăsta curăță, întinde, albește, are o multitudine de întrebuiințări. Ia uitați! E minunată și dă așa o senzație de mătase. Bun, asta este crema mască pe care am realizat-o împreună. Nu uitați, dacă o realizați, să-mi spuneți într-un comentariu, să-mi spuneți cât de fain apare. Eu n-am întins-o suficient de bine, va trebui să curăț resturile. Se poate șterge cu un prosop. Ia uitați. Șterge excesul cu un prosop și e absolut fantastică. Absorbită, pufoasă, mătăsoasă. Bun, asta a fost tot pentru astăzi. Nu uitați de un like, de o distribuire și mai ales să vă abonați la canalul meu. În felul acesta aveți parte de tutoriale minunate. V-am pupat!